Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, ce zi politică încărcată. Putem marca o premieră electorală. Pentru prima dată în 30 de ani, un magistrat, un procuror a decis renumărarea voturilor în urma unui proces electoral. Este vorba despre alegerile de la sectorul 1 din capitală de acum câteva luni, acolo unde s-a lăsat cu scandal monstru între Dan Tudorache și actualul primar în funcție Clotil Armand. S-au contestat acele alegeri, s-a făcut o plângere la procuratură, la secția specială și astăzi, șoc și groază, repet, pentru prima dată se va lua, atenție, buletin cu buletin pentru a fi renumărate voturile. Este un precedent. De operațiunea asta se ocupă Poliția Română, mai exact Poliția Capitalei. O să vedem ce se întâmplă, relatăm acest subiect imediat, însă până atunci discutăm despre salariile bugetarilor, despre percepția asta aproape, cum să spun eu, clară în alianța de guvernare, cum că PNL-ul decontează guvernarea și deciziile controversate, de austeritate, să le spun așa, anunțate până acum, iar cei de la USR sunt ca uleiul pe apă, nu se atinge niciun scandal de ei, deși au mari probleme cu acest Vlad Voiculescu, care este primul ministru al guvernului, supus unei moțiuni de cenzură anunțate de PSD. Vlad Voiculescu trebuie să plece pentru că este o amenințare la adresa sănătății românilor, susțin cei de la PSD. Întrebarea noastră este însă alta. Ce a făcut de fapt Vlad Voiculescu după aproape 3 luni de mandat? Păi pot să vă spun că și-a angajat cam toți prietenii din ONG-uri. Omul acesta, ministrul Voiculescu, are numai puțin de 18 consilieri personali. Care onorifici, care plătiți pe cabinetul ministerial, jumătate dintre ei sunt ONG-și, sunt prietenii lui cu experiență aproape zero în sistemul de sănătate. Pentru că, în opinia mea, a fi, nu știu, un consopist, scrii la un ziar online, îți faci un ONG pe sănătate, după care pretinzi, după 2-3 ani de zile de diverse acțiuni în zona de sănătate cu acel ONG, că ești mare comunicator și strateg pe sănătate, asta este o glumă. România are nevoie de specialiști și are nevoie de oameni care să știe să facă politici de sănătate și ai nevoie de practicieni, pentru că astăzi un semnal grav de alarmă. Președintele Asociației angajaților din zona ATI, Șerban Bubene, că a tras, repet, un semn mare de alarmă. O să vedeți ce se întâmplă în saloanele ATI. Lucrurile sunt foarte grave. Din cauza folosirii în exces a oxigenului pentru a trata bolnavii COVID, se creează veritabile bombe cu ceas în saloanele de ATI ale spitalelor COVID. Este suficient, spune Bubenec, da, doctorul Bubenec, este suficient un mic incendiu, o simplă, cum să spun eu, scânteie la o priză și putem avea încă o dată o tragedie ca la Matei Balș, ca la Piatra Neamț. Nu sunt lucruri de cum să spun eu, de ignorat, sunt vocile specialiștilor. Repet, Vlad Voiculescu nu are asemenea intenții, nu vine cu asemenea proiecte pentru a rezolva ceea ce este stringent și vede toată lumea. Apropo de guvernare, în decembrie anul trecut, deși într-un an de pandemie nu s-a lucrat aproape deloc, cei de la stat au stat în telemuncă, mulți dintre ei. Ce a făcut trecutul guvern liberal? A mai angajat 14.000 de bugetari, să fie mulți bugetari, numai să avem și bani să-i plătim, pentru că banii vin din mediul privat. Iar acolo scandalurile le știți, o să vedeți cum au tăiat voucherele, cum au tăiat, cum să spun eu, biletele pentru studenți, au tăiat toate tipurile de sporuri și se vor îndrepta către companiile de stat care vor fi decapitalizate, companiile de stat, sau se va ajunge chiar la restructurări de genul închiderea unor activități. Știți, de exemplu, în Valea Jiului, minerii protestează de 2 zile, iar presa centrală, foarte sensibilă la chestiuni legate de mineri, nu mai relatează absolut nimic pe tema asta. E o mare problemă cu complexul energetic Oltenia, cu complexul energetic Hunedoara. Discutăm toate lucrurile acestea, dar pentru început, că discutăm despre campania de vaccinare, e o întrebare la care nici un demnitar, nici un decident
Niciun specialist din sănătate n-a știut să mă răspundă. Apropo de guvern, e complicat să comunici și cu domnul Câțu și cu domnul ministru de finanțe. Au devenit foarte prețioși și cu ocazia asta îi spun bună seara lui Dan Bucura, jurnalist.ro, prezent în studio, pentru că astăzi l-ai numit într-o postare, într-un editorial pe Florin Câțu, acest prețios al României. Sunt prețioși, nu știu să ne răspundă la următoarea întrebare și o să vedem cazul de la Târgu Jiu. Ce se întâmplă în cazul unui malpraxis? L-au vaccinat cu vaccinul greșit pe acel om de la Târgu Jiu. Da, i-au dat Pfizer în prima dată și în a doua, în rapel, i-au dat vaccin Moderna. Ce se întâmplă dacă acel om, Doamne ferește, pățește ceva și rămâne cu infirmități sau, Doamne ferește, chestiuni și mai grave? Ce se întâmplă cu cei vaccinați care dezvoltă reacții adverse și rămân cu sechele? Cine plătește? Plătește Voiculescu de la Ministerul Sănătății? Plătește Nazare de la Ministerul de Finanțe? Sau urmează niște procese în instanță și plătim noi? Da? Din bugetul de stat, incompetența și malpraxisul. Haideți să vedem informațiile. De la putere și din opoziție, alături de noi sunt doamna Carmen Avram, europarlamentar PSD. Bună seara! Bună seara, doamnă! Și Florin Roman, deputat PNL, îi spune bună seara dacă este alături de noi. Dar haideți să vedem informațiile, să le comentăm. Aștept răspunsurile la întrebările mele, da? Cine credeți că ar trebui să plătească pentru asemenea greșeli medicale? Cine ar trebui să plătească în cazul celor care rămân cu, cum să spun eu, cu sechele după această campanie de vaccinare? Pentru că vor fi și nu trebuie minimizat că, domnule, doar 0, nu știu cât se dezvoltă probleme de sănătate sau au efecte adverse. Pentru că dacă ar fi cineva din familia lui Câțu sau din familia lui Vlad Voiculescu afectat de un malpraxis sau de efecte negative ale vaccinului, cu siguranță s-ar da de ceasul morții să-și caute dreptatea și să plătească cei vinovați. Haideți să vedem informațiile de la Târgu Jiu. Nu cred că este un secret pentru nimeni că la nivelul Ministerului Sănătății nu acțiunea a dominat în această perioadă, ci inacțiunea și incapacitatea evidentă de a gestiona această pandemie. Cu siguranță această moțiune este, dacă vreți, un semnal pe care l-au tras fără să discutăm în vreun fel, să coordonăm aceste răspunsuri și pacienții, reprezentanții organizațiilor de pacienți. Eu înțeleg că o lună jumate e un timp scurt, dar nu este chiar așa de scurt încât să nu gestionezi problema majoră de sănătate publică și să nu gestionezi probleme stringente cum sunt cele legate de accesul pacienților la servicii de sănătate, altele decât cele pentru infecția cu noul coronavirus. Noi discutăm de Ministerul Sănătății, nu discutăm despre Ministerul Propagandei, încât problemele din sănătate trebuie discutate și asumate și rezolvate și partea de personal branding și de PR cred că ar trebui să treacă în planul al doilea. Da, ați văzut declarații legate de moțiunea de cenzură. Ăsta este subiectul politic. Punctual, informațiile de la Târgu Jiu sunt următoarele. Bărbatului de 69 de ani s-a administrat prima dată o doză de Pfizer, cum vă spuneam, iar după 21 de zile o doză de Moderna. În prezent, autoritățile desfășoară o anchetă, bla, 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 cum se întâmplă în România. Dane. Așa că o scurtă observație înainte de toate. Pe lângă nenorocirea pe care poate eu fac omului ăsta, s-au pierdut și alte două doze, da? Că omul trebuia să facă rapelul cu un Pfizer, a picat, iar un altul care avea două Moderna dedicate a pierdut una. Asta așa, ca să facem radiografia până la capăt. E bizar, bun, erori în zona medicală se petrec de când lumea, de la ciomul încoace, slavă Domnului, am tot comentat și noi malpraxisurile de rigoare. Apropo de asta, Colegiul Medicilor, știți cu toții, e un organism mai mult așa, un
sperietoare pentru cine mai crede în el. Știm cu toții că nu se va sesiza. Cazurile de adevărate sancțiuni făcute de această instituție au fost, se numără pe degetele de la o mână și nici ale. Acum, ce pot să vă spun? Întreaga campanie de vaccinare a fost făcută cu bune, cu rele, au fost și bile negre pe care noi le-am discutat de-a lungul timpului aici la tine în emisiune, de la comunicatorii inițiali, atunci când aveai în România un scepticism de până la 50% conform sondajelor. Astăzi înțeleg, apropo, că stăm mai bine, nu mai e așa de sceptică populația, ba chiar caută să se vaccineze, până la, iată ce se întâmplă acum, chestiuni de logistică, unde duci vaccinul, cum duci, centre supraaglomerate, nu merge platforma, funcționează, nu funcționează, și bomboana pe colivă, desigur, scandalul riscat până la urmă tot de domnul Voiculescu, în care am aflat că, vezi, Doamne, zeci sau mii sau zeci de mii de români ar sări rândul, s-ar băga în față, o mare fraudă, o mare ticăloșie pusă la cale de cine nu prea am înțeles, dar tot comunicarea asta venită din partea unui ministru, că până la urmă Vlad Voiculescu nu mai este un distins membru în opoziție, așa cum era până acum și dă-i și urlă vorba lui Caragiale, ci un demnitar al statului român care a trebuit să dea încredere, să dea siguranță și să îi facă pe români să se încoloneze, nu, și să facă acest vaccin atât de necesar populației. Ca să nu monopolizez discuția, din punctul meu de vedere, faptul că vom găsi sau nu un țap ispășitor pentru această greșeală nu mă încălzește foarte tare. Îmi pare rău pentru respectiv om, n-aș vrea să fiu în pielea domniei sale, nu știu ce trăiește astăzi, ce se întâmplă, apropo, mai fac și al treilea vaccin ca să aibă și el într-un final rapelul, și dacă e rapel la ce, la Pfizer sau la Moderna? Iată câte semne de întrebare avem numai noi aici. Da. Mă așteptam, ca să închei, repet, la un comunicat clar, foarte ferm, nu știu, care să conțină inclusiv scuze, explicații, habar n-am, în așa fel încât să nu ne isterizăm toți până la urmă. Da, uite, nici eu, și eu aștept la oameni să-mi vină rândul la vaccin și mă întreb ce pățesc dacă un asistent de genul ăsta sau un neatent mă interogăm cu cine asistenta. Da. Doamna Carmen Avram, schimbăm puțin discuția, discuția este despre sănătate, evident, totuși rămânem în zona asta cu domnul Voiculescu. Dumneavoastră aveți mai multe pârghii oarecum, sunteți și politician, puteți interpela demnitarii, o faceți și de la Bruxelles, puteți să o faceți. Aveți o opinie, știți de ce nu există nici până acum un raport pe ce s-a întâmplat după tragedia de la Piatra Neamț? Și o să vedeți de ce vă întreb lucrul ăsta, pentru că nu s-a întâmplat mai nimica din partea Ministerului pe zona de a asigura saloanele ATI, da, a face investiții. Noi nu știm exact câte asemenea bombe cu ceas avem în spitalele din România. Păi, cred că s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu presa din România de când au venit la putere domnii liberali cu domnii din USR. O auzeam mai înainte, cum spuneați, despre revoltele, protestele din Valea Jiului. Eu citesc, sunt la Bruxelles, citesc presa, n-am văzut absolut nimic, am auzit de la dumneavoastră acum că se întâmplă așa ceva. Este emblematic pentru ceea ce se întâmplă cu mass media de un an și ceva încoace, și cred că același lucru se întâmplă și cu situația de la Balș. Cred că au făcut un scut în jurul informațiilor. Cred că li s-a cerut celor care sunt afiliați, să le spunem, din presă la acest guvern să nu spună absolut nimic. Nu s-a întâmplat niciodată în România, cred că sunt 30 de ani de când există așa o teroare în presă, și spun pentru că știu de la foști colegi de-ai mei din jurnalism, care sunt uluiți de ceea ce se întâmplă și de faptul că nu mai poți să vorbești liber, pentru că, într-un fel sau altul, ești avertizat că pățești. Și atunci cred că același lucru s-a întâmplat cu Balș. N-au niciun motiv să spună ce s-a întâmplat acolo, pentru că e clar că e vina acestui sistem și acestui minister, care nu face absolut nimic în favoarea pacientului și nu face în general decât să-și angajeze, cum spuneați, prietenii. Cred că încă mai caut o portiță de scăpare ca să poată să dea vina pe doctor, pentru că deja au început să spună că doctorii au salarii prea mari, că să-i căutăm, să vedem ce venituri au și toate mai scădem din ele. Cred că sunt foarte disperați acum, pentru că se adună foarte multe, și dacă ar mai veni și cu varianta adevărată, probabil, de la Balș, ar scădea în sondaje și mai tare. Ori
Eu cred că ei vor să rămână cu disperare la putere, pentru că o să vină bani mulți de la Uniunea Europeană și atunci poate că vor face o horă minunată între ei, prietenii, și se vor veseli și se vor dezvolta pe toate planurile cu ajutorul finanțărilor de la UE. Cred că e, bănuiala mea că ăsta e planul lor. Da, interesante opinii. Domnule Roman, de ce nu avem raport pe piatra neamță de la Ministerul Sănătății? De ce nu avem niște explicații pe chestia de la Matei Balș? Acum, fără să ducem în derizorul discuția că a fost o tragedie, eu nu cred acolo că a venit, nu știu, Putin, Federația Rusă și a tras cu rachetele invizibile. Până la urmă discutăm de o tragedie pe cărui sursă, da, a fost o chestiune relativ banală, ușor de găsit. Discutăm de instalația electrică, da, adică lucruri care trebuie puse pe tapet, recunoscute, venit cu lucrurile astea în fața opiniei publice și mai departe cu un plan de măsuri să nu se mai întâmple lucrurile astea în alte saloane. Luate fiecare saloane la mână, o să vedeți informații apropo de saturația de oxigen și cum arată saloanele de COVID din România. De ce se întârzie cu lucrurile astea? Dumneavoastră, presa și opinia publică, aveți tot dreptul să ne puneți aceste întrebări. Ultimii care pot să pună aceste întrebări sunt cei de la PSD și îmi pare foarte rău că mai au tupeul să vină în fața opiniei publice după ce au promis 8 spitale regionale și nu au făcut niciunul, după ce au lăsat o țară în pandemie fără materiale și fără medicamente și vin acum să dea lecții. Mulțumim, nu, de la dumneavoastră. Ca să răspund direct la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Da, mi-am făcut treaba de parlamentar și dacă colegul dumneavoastră producător se uită pe pagina de internet a deputatului Florin Roman, cred că sunt vreo 6 interpelări pe care deja le-am adresat ministrului Vlad Voiculescu, cu unele conținând inclusiv întrebări pe care dumneavoastră le-ați adresat în mod legitim. Eu, ca și deputat liberal și ca și vicepreședinte al Partidului Național Liberal, vă spun foarte sincer că mi se pare că domnul Vlad Voiculescu a început un mandat foarte bun pe partea de PR și deficitar și plin de bâlbe. Știți foarte bine că am spus... De asta avem nevoie, domnule Roman, de PR acum? Asta ne lipsește nouă, PR-ul? Bun. Dacă vă uitați, are un PR senzațional. Deci dacă vă uitați și urmăriți puțin online, o să vedeți că după George Simion este omul politic cel mai urmărit și apreciat la ora actuală în România. Asta mă referam. În altă ordine de idei, haideți să facem un scurt calendar. Prima bâlbă, ca să zic așa, a fost aceea organizării centrelor de vaccinare, când a reușit performanța să se certe cu toți primarii din Asociația Municipiilor din România, după ce a spus faceți centre de vaccinare, dar fără bani. A făcut o lege în sensul ăsta, chiar o ordonanță. Episodul acelei declarații, spun eu, terifiante. Să vii ca ministru al sănătății și să spui că 30% dintre cei care s-au vaccinat au fost în afara platformei, deci practic o vaccinare paralelă. Mie mi se pare extrem de grav. Și într-una din acele interpelări am solicitat ministrului să ne spună care sunt privilegiații care au sărit coada. Pentru că nu vorbim de cazuri izolate, vorbim de o regulă. Vă amintiți apoi acel conflict pe care l-a avut cu coordonatorul din partea Ministerului Apărării, cu colonelul Gheorghiță? Încercarea de a-l da pe acesta la o parte, așa cum a procedat cu fostul ministru al sănătății Nelu Tătar. A venit apoi tragedia de la Matei Balș și dacă vă amintiți, în perioada în care s-a întâmplat tragedia de la Neamț, domnul Vlad Voiculescu s-a alăturat multora care cereau demisia ministrului Nelu Tătar, spunând că nu face ce trebuie să facă un ministru. Iar apoi, când s-a ajuns la minister, prima lui grijă a fost să-și aducă nenumărați consilieri și consilieri. Vedeți, dumneavoastră, roata se întoarce și așteptările sunt foarte mari de la domnul Voiculescu. Pentru că dânsul a avut o atitudine extrem de critică la adresa atât a PSD-ului,
dar și a ministrului PNL din acea vreme, Nelu Tătar. Închei prin a spune următorul lucru. Nelu Tătar i-a lăsat pe masă un raport, un diagnostic al fiecărui spital din România. A fost acel raport al Corpului de Control al Ministrului Sănătății, pe care mulți l-au citit, a fost acel raport al domnului Arafat, în care practic aveam un diagnostic pe fiecare spital, știam exact în ce secție nu avem. Și ce așteaptă Vlad Voiculescu, ce credeți, ce așteaptă? Pentru că, mă scuzați, acel raport trebuie să ducă la alocarea unor bani, simplu spus, proceduri transparente, cumpărați senzori de fum, luat fiecare salon în parte, siguranță la incendiu, tot absolut, proceduri cumpărat, implementat, simplu. Pentru că Nelu Tătaru, când a plecat din funcție, urmarea discuțiilor cu Marcel Boloș și a fost preluată ideea de domnul Ghinea, există suma aprobată de 50 de milioane de euro, chiar săptămâna asta sau cealaltă, dacă nu mă înșel, au dat hotărârea de guvern privind alocarea acestei sume pentru achiziționarea acestor instalații. Numai că vă spun un lucru. Dacă totul se va face din nou centralizat, cum se face la Ministerul Sănătății, doar procedurile de achiziție probabil că vor mai dura cel puțin un an de zile pentru toate unitățile spitalice. Ați ajuns la bani și cum se împar banii. Păi nu o să vedeți pe Vlad Voiculescu că dă banii administrațiilor locale. Totul trebuie să facă la centru, că una e să împarți un milion de euro și alta este să împarți 50 de milioane de euro. Eu vin din administrația publică. Deci la un consiliu județean reușeam să facem 10-12 licitații maxim pe an. Cap coadă, dacă aveam noroc și nu aveam multe contestații. Să faci pentru sute de obiective licitația de la București înseamnă o nebunie. Și vă dau un scris că nici anul viitor, pe vremea asta, nu vor avea licitațiile făcute dacă nu le descentralizează. Da, Bucurat, ai explicație pentru toate tâmpenile astea. Ce naiba e așa de complicat, repet, să aloci niște bani, faci o analiză a fiecărui spital în parte, vezi care sunt tipuri de probleme. Dom'le, problema este, problema cu instalația electrică. Angajezi o firmă, aloci niște bani, faci un audit pe sistemul electric al spitalului sau al salonului. După ce faci auditul, cumperi respectiv, refaci rețeaua electrică, pui niște senzori de fum, repet lucrul ăsta. E mare filozofie, mergem pe Marte. Eu nu înțeleg lucrul ăsta, pe bune. Tu ai convingerea, dragă Silviu, că actualul ministru al sănătății chiar își dorește să pună pe picioare actualele spitale? Și de ce eu îți spun că senzația mea așa e că nu le mai dorește sub nicio formă pe astea, își dorește altele noi. Paradoxal. Care altele noi? Că avem nevoie de ele totuși aici. Nu poți, paradoxal. Nu e Vlăduț Magicianul, dar nu are baghetă magică să facă 10 spitale. Hai să-ți explic. Noi, tocmai pentru că nu e Vlăduț Magicianul, are un buget limitat și știe și el asta. Cu bugetul ăsta limitat, poți într-adevăr să cârpești, că asta este societatea românească de 30 de ani, să cârpești aceste spitale la limita lor de subsistență, să nu-ți mai sară în aer, să nu-ți mai ia foc, să nu se mai întâmple nenorocii, sau ai varianta în care fix același buget limitat, punguța aia cu bani, s-o vergi toată în o grada unuia sau altuia care îți face un spital sau altul. Eu nu zic că ideea de a construi un spital nou nu e extraordinară. Vorba aia, am tăvălit mediatic PSD-ul atâta timp că ne-au promis 8 spitale regionale și n-am văzut niciunul. Deci e foarte bine să faci spitale noi. Însă în momentul de față spitalele astea vechi, care duc în cârcă toată sănătatea mioritică, au o presiune enormă pe ele. Asta dacă sunt erau proiecte de 4-5 asta... ani, oamenii mor acum, păi asta da, e pentru că acum oamenii au murit acum 3 săptămâni. Acum sunt ATI-urile pline. ATI-urile sunt pline și oamenii nu mai fac față. În spital. Dacă scăpăm de nenorocitul ăsta de virus peste un an, 2-3, poate spitalele o să redevină mai risite, așa cum erau în altă perioadă. Acum trebuie să le faci, să-l bași tot ce ai, să le cârpești, în sens pozitiv, desigur, ca să treci nenorocirea asta cu ele. Eu, senzația mea, vă spun sincer, eu cred că Vlad Voiculescu are alt tip de management în minte, nu neapărat că ar fi greșit, dar este și ca urmare a presiunii celor care sunt în spatele domniei sale și care asta au în cap, să facă de la zero. Inclusiv astăzi, într-o emisiune TV, l-am auzit pe ministrul sănătății, explicând
când, că așa, voala n-a spus-o direct, că na, iriți românii când spui asta. Că ideal ar fi ca orice constructor de spital nou, de ăsta de la groapă, să nu fie român, dacă se poate. Așa a spus-o, cu subiect predicat. O să scot și inclusiv mine, promite spectatorul că pun pasajul ăla. Și că românii n-au calificări să facă spital. Sigur, repet, n-a spus-o radical, nu vreau românii, vreau străini. Nu pot să-și permită niciunul de la ei de acolo spune asta. Dar mesajul a fost extrem de clar. Compania aia austriacă, cred că Vamed. Cred că și aici, înainte să închei, l-aș contrazice pe domnul Florin Roman cu un singur lucru, asta apropo de PR-ul Vlad Culescu. Mie nu-mi pare că are vreun PR scusit și am să spun de ce. Tot astăzi l-am auzit încercând într-un mod lamentabil să explice clasica și vechea povestea sa cu diplomele, cu școala. Că toți ne întrebăm, domne, pe lângă faptul că nu ești medic și conduci sănătatea, bun, ești economist. Arată-ne și nouă vorba aia, patalamaua documentul, diploma de absolvire. Și a avut vreme de 40 de minute un dialog cu niște colegi jurnaliști pe tema asta, mi-am pus mâinile în cap, dacă ai PR, ce PR? Omul avea niște răspunsuri execrabile, horror, nu de școală de PR, de abecedar de PR, groaznic. Și moral până la urmă a fost clar că i-au zis oamenii aia, domne, hai că am înțeles, nu e, că ia un termen în germană, e adeverință, nu e adeverință, dai profesorul, doamne, și oamenii au pus-o clar, bă băiatule. Dar de ce te ferești să pui cu subiect și predicat așa aia, diploma aia, poza aia, cu figura ta într-o parte acolo, cu semnătura decanului, rectorului, ce-o fi ăla, așa cum avem noi toți românii ăștia care ne-am chinuit aici, are o adeverință școala. La diplomă. Păi da, adeverință la diplomă. Și oamenii au spus, bă da, ai și o hârtie efectivă, o diplomă de-aia. O să mă gândesc, o să văd, nu credeam că se va ajunge până acolo încât să mă justific. Păi cum, domne, dacă unii țipă la tine și te fac albie de porci că n-ai diplomă? Păi dacă mie mi-ar zice unul că n-am școală, îmi iau toate diplomele în original și în copii și le fac guler până în ce față să le citească. Că am făcut școală, asta nu, așa e normal. Dacă n-ai școală, o iei cotită. Deci dacă domnule Roman, o întrebare, două întrebări scurte și dacă se poate răspuns la fel de scurt. Ar trebui să plece Vlad Voiculescu din funcția aceasta și cealaltă întrebare, de ce credeți, da, că domnul Florin Câțu nu este mai ferm, nu este mai, cum să spun eu, nu își ține miniștri în mână, mai simplu spus. Pentru că știu lucrul ăsta chiar de la vârful PNL, e o mare problemă cu autoritatea pe care Florin Câțu o are asupra miniștrilor din guvern, în special cei de la USR. Mai pe românește nu prea vor să-i recunoască autoritatea de prim-ministru și se vede asta cu ochiul liber. Deci, prima întrebare, răspunsul este că orice evaluare vine la cel puțin 3 luni de zile de la preluarea mandatului. Din păcate, din punctul meu de vedere, dacă astăzi aș face bilanțul, la domnul Voiculescu pasivul e mult mai încărcat decât activul. Iar la întrebarea numărul 2, eu cred că Florin Câțu încearcă să fie un factor de echilibru. Nu știu dacă și reușește, dar așa cum îl cunosc, este un om echilibrat, este un om care e obligat de funcția de prim-ministru al unei coaliții să încerce să țină o linie de echilibru, iar poate chestiunea asta poate fi tratată sau considerată de unii ca fiind o slăbiciune sau, exact cum a spus dumneavoastră, că nu poate să țină în frâu miniștrii USR. Pot să întreb și eu ceva? Vă rog. Aș vrea să-l întreb pe domnul Roman, pe care l-am auzit mai înainte făcându-i o caracterizare domnului Voiculescu și sunt puțin surprinsă și aș vrea să-l întreb dacă va vota în acest caz moțiunea depusă împotriva Ministrului Sănătății. Moțiunea depusă de PSD. Nu voi vota, domnule, această moțiune, pentru că eu fac parte din Partidul Național Liberal. Iar Partidul Național Liberal susține această coaliție. Și dar această coaliție susține... Mă o secundă că vă răspund. Doar 30 de secunde. Susținem acest guvern. După cum vedeți, sunt o voce critică chiar la adresa unor colegi din acest guvern atunci când lucrurile nu merg. Asta nu înseamnă că-l atac. Dar nici nu pot să mă fac că nu văd ce se întâmplă. Da. Haideți să mergem mai departe, îmi scriu telespectatorii apropo de malpraxis, da,
chestiunea întâmplată la Târgu Jiu, să sperăm că nu o să mai avem asemenea cazuri, dar și lucruri legate de efectele adverse ale vaccinului, că în mod normal cadrele medicale ar trebui să aibă asigurări de malpraxis și că până la urmă efectele adverse ar trebui să fie practic supuse unei polițe de asigurări, cum se întâmplă în orice țară civilizată. Dacă spitalul acolo unde ai fost vaccinat, ai fost tratat, ți s-a făcut o intervenție, da, îți cauzează un prejudiciu prin actul medical, atunci plătește unitatea respectivă spitalicească. Să știți că subiectul ăsta o să ne lovim de la anul ăsta cu siguranță. Asta e. Așadar, precedentul, evenimentul politic, da, care va duce probabil la un precedent, zic eu, judiciar, este această întâmplare, da, a renumerării voturilor de la sectorul 1. Nu s-a mai întâmplat chestia asta în România. Nu se renumără, atenție, procesele verbale, nu se renumără chestiuni online, ci se va lua sac cu sac, buletin cu buletin, și la mânuță polițiștii de la Poliția Capitalei vor renumăra toate voturile exprimate în sufragiu electoral local de la sectorul 1. Acolo unde doamna Clotilde Armand a câștigat la Mustața Musteței. Și o să vedem ce se va întâmpla după această renumărare, în contextul în care la sectorul 1 e zguduit sectorul 1 de scandalul fără precedent. Doamna Clotilde Armand, nu trece o zi fără un scandal. Da? În două zile gunoaiele o să colcăie pe străzile sectorului 1, pentru că doamna Clotilde vrea să rezilieze contractul cu Romprest, așa dorește dânsa. Contracte pentru tot ce înseamnă partea de parcaje cu prietenii de la USR, city managerul luat de la USR. Apropo, hai să terminăm o dată cu această bătaie de joc. Văd pe site-urile celor de la USR, cum a făcut și Voiculescu, cum a făcut și Drulă, cum a făcut și doamna Armand. Ei fac cică concursuri, da? Și caută și primesc, cer CV-uri pe internet, pe Facebook, îi angajează în instituțiile pe care le conduc. Oameni buni, cei care mai aveți un dram de bun simț sau de un pic de înțelegere, da? Nu mai mergeți după această fentă. Nu o să vă angajeze nimeni la primăria sectorului 1 sau la Ministerul Sănătății sau la Ministerul Drulă, la transporturi, dacă nu sunteți prieteni sau dacă nu faceți parte din echipa lor. Deci haideți să terminăm cu această ipocrizie, cu aceste lucruri, cu aceste fumigene care nu se mai termină de câteva luni. Nu te angajează nimeni dacă nu ai vreo treabă cu oamenii ăia. Și-au adus oamenii din ONG-uri, și-au adus partenerii de afaceri, și-au adus prietenii, iar doamna Clotilde Armand și-a adus city manager de la USR, consilier județean de la Bihor, prietenul dânsei, da? Ca să terminăm cu povestea asta. Haideți să vedem ce se va alege cu acest precedent judiciar, repet, renumărarea voturilor bob cu bob, buletin cu buletin de la sectorul 1. La scurt timp după alegerile din 27 septembrie, cei de la PSD au denunțat o posibilă fraudă la scrutinul pentru primăria sectorului 1 al capitalei. Socialdemocrații îi acuză de comiterea unor infracțiuni pe președintele USR Dan Barna, pe președintele biroului electoral sector 1 procurorul Nicolae Sprâncu și pe membrul USR Andrei Nicolescu. Iar dosarul a ajuns la secția de investigare a infracțiunilor din justiție pe masa procurorului Sorin Iașinovski. Procuror care acum a cerut renumărarea voturilor, pentru că, spune el, altfel nu poate completa dosarul deschis după plângerea PSD. Pentru continuarea cercetărilor în cauză se impune efectuarea următoarelor activități de cercetare penală. Identificarea buletinelor de vot corespunzător fiecărei secții de votare, numărarea voturilor din cadrul fiecărei secții de vot și confruntarea rezultatelor cu numărul de votanți înscriși pe listele de vot. Confruntarea rezultatelor obținute după numărarea voturilor cu datele înscrise în procesele verbale de consemnare a rezultatelor votării. Predarea sacilor cu buletine de vot și listele electorale la Camera de Corpuri Delicte, unde vor fi păstrate până la finalizarea cercetărilor din prezenta cauză, arată ordonanța emisă de procuror. Mai mult, procurorul susține că Poliția București trebuie să renumere voturile pentru că secția specială nu are nici spațiu, nici oamenii necesari. Ba a dat și termen pentru numărarea celor peste 1500 de saci cu buletine de vot. 2 luni. Clotilde Armand a câștigat primăria sectorului 1 cu aproape 41% din voturi, în dauna lui Daniel Tudorache, fostul edil al sectorului, care a obținut cu 1% mai puțin. Dan, cunoști foarte bine, ai avut și o experiență de candidat independent.
la sectorul 1, adică ești cel mai în temă, să stai, spunem, Silviu, să, cum adică să comentezi. Cunosc foarte bine, poate vorbești cu viitorul primar al sectorului 1 după numărătoarea asta, nu poate iese. Adică? Sunt, nu sigur, acum glumesc, dar cine știe ce-o fi în sacie, nu? Dacă procurorul are indicii temeinice că trebuie făcută acțiunea asta, poate să iasă orice altceva. Acum, sigur. Glumesc, am fost ironic, vă dați seama, nu am nicio așteptare, dar pe de altă parte un consilier local s-ar putea să ajung, fiindcă mai întreau câteva sute de voturi și câteva sute de voturi în saci nu știi niciodată ce se întâmplă. Depinde. Vreau cum au anulat voturile, am văzut ce s-a făcut. Am văzut astăzi un prohod, să spun așa, în tabăra useristă de la sectorul 1 și pe Facebook și în mediile unde se manifestă după decizia asta a procurorului. Și nu înțeleg de ce, pentru că vorbim de acei oameni cu care ani de zile, în ultimii ani, cel puțin în studiourile de televiziune, stăteam, combăteam și care aveau celebrul mesaj jos labele de pe justiție. Justiția e suverană, justiția e intangibilă, jos nu labele se comentează de deciziile justiției. Acum sunt decizia suverane. Justiției se comentează. Stai puțin, mergem mai departe, o să spun în aceeași domn care comentează astăzi, că domne, asta este secția specială aia ticăloasă lui Dragnea, nu știu ce. Îi anunț cu tot respectul că secția ticăloasă lui Dragnea nu mai e condusă de dezastru numit Adina Florea, care a fost înlăturată de acolo și este condusă în prezent de un domn Marin Nicolae, procuror, procuror DNA. În echipa doamnei Chioveși. Laura Codruța Chioveși. Așa este. Inclusiv, care a condus inclusiv o perioadă ce secția Fanion DNA Ploiești. Domnul e de la Buzău. Deci, stați puțin, adică să înțeleg că sub managementul unui procuror de seamă din vechea conducere a DNA-ului nu putem avea încredere în deciziile justiției. Justiția spune astăzi, dragi telespectatori, dragă Silviu și toți cei lângă noi, că e nevoie de renumărarea votului. Eu nu pricep însă un singur lucru apropo de povestea asta. Voturile astea, saci ăștia, mulți puțin câți ori fi, au fost numărați într-o noapte, plus alte trei cu scandalul de rigoare, când în alte trei se mai numărau un sac, chiar ieșea cir, chiar... Dar în mare parte, toate aceste voturi au fost numărate într-o noapte. În proporție de 80 și ceva la sută. Până dimineața s-au numărat 80 și ceva la sută. Eu vă întreb, onoratul magistrat spune astăzi că ar avea poliția nevoie de două luni de zile. Întreb și eu, dacă i-au numărat într-o noapte 80%, de ce trebuie să avem astăzi nevoie de două luni de zile? Poate că s-au numărat în birourile electorale sau în secțiile de votare, pardon. A, bun, și acolo erau mulți oameni și fiecare număra pătrățica da, lui și au polițiștii introdus resurse. Acum fiecare să ia exact aia, să ia votul, să arată la secție, polițiștii confirmă. Da, ok, o fi o procedură grea și nu înțeleg eu, sigur. Doamna Avram, cum vedem lucrul ăsta? Pentru că un străin care citește o asemenea știre, da, fără precedent, se va întreba dacă în România mai există pârghii, da, politice, democratice, de a asigura o corectitudine a unor alegeri. Când intervine procuratura, când justiția intră într-un proces electoral, nu e de bine. Cel puțin ca percepție. Eu mi-amintesc pe domnii de la USR care săreau acum vreo câțiva ani și spuneau vrem o țară ca afară. Adică o țară cum e cea în care a viețuit atâta timp domnul Voiculescu sau cea în care s-a născut, mă rog, a venit ulterior, după naștere am aflat că a venit din Guadalupe, doamna Armand. Deci, aici... Pe dânsa o sunăm, pe doamna Armand. Vă rog, continuați-vă ideea să înțeleagă telespectatorii ce este cu zgomotul de fond. Da, deci o țară ca afară. O țară ca afară. Acum, să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim că în Austria sau în Franța ar fi apărut la televizor astfel de imagini. Mai mult, că după ce au apărut la televizor imaginile, candidatul care este acuzat sau, mă rog, care e suspect că ar fi fost ajutat de niște persoane ilegale, ilegal prezente în acea încăpere, în loc să nege vehement, ne spune ce e cu camera aceea despre care nouă ni s-a spus că nu funcționează. Păi, într-o țară ca afară, așa ceva ar fi fost născut un scandal monstruos. Și ancheta ar fi pornit în noaptea aceea, în secunda aceea în care s-ar fi văzut acele imagini la televizor și doamna a făcut comentariul de care am amintit mai înainte.
Faptul că începe o anchetă acum e foarte bine. Ce mi se pare greșit este că începe atât de târziu și că între timp nu se știe ce s-a întâmplat cu sacea aceea, nici în noaptea aceea, nici în alte nopți, în care poate camera chiar s-a stricat până la urmă, și e posibil ca adevărul să rămână undeva departe și să-l aflăm când va fi declasificat peste 25 de ani ca la CIA. E o mare discuție legată de acest proces electoral, dar o bună întrebare, unde sunt depozitate acum aceste voturi, acest saci, unde stau? Ce se întâmplă cu toți baloții de voturi, domnule Roman, să știe telespectatorii, după procesul electoral? Pentru că sunt de întrebare legitime. Poate trebuie să regândim inclusiv sistemul ăsta de votat cu buletine aruncate în saci. Nu pare o chestie de an 2021 sau de... Da? De democrație da. Funcțională. Deci, după finalizarea alegerilor, sacii de buletin sunt încărcați, sunt transportați la sediul judecătoriei sau al tribunalului, se păstrează o anumită perioadă de timp până sunt epuizate toate procedurile de contestare, iar în momentul în care sunt epuizate toate procedurile de contestare, aceste buletine sunt distruse. Dincolo de asta, eu însă, vă spun sincer, nu înțeleg ce rol are SIJU în stabilirea câștigătorului la sectorul 1. Pentru că legea spune în felul următor, guvernul este cel care organizează alegerile în România, adică oferă baza logistică și finanțarea pentru organizarea alegerilor. Autoritatea electorală permanentă este cea care practic generează tot sistemul pentru ca alegerile să aibă loc în mod corect, iar atunci când competitorii politici se ceartă, e nevoie de o hotărâre a judecătorilor care să ne spună care dintre cei care se reclamă are sau nu dreptate. Deci, vă repet, nu înțeleg ce competență are SIJU să stabilească, în primul rând, vă explicăm noi. Câștigător. Păi spuneți-mi că magistrații de la SIJU, magistrații de la SIJU, ei investigează pe colegii lor procurori, da, din birou electoral, șefii ai biroul electoral a Comisiei de numărare a voturilor de la sectorul 1, îi acuză sau îi suspectează. Ca să stabilești că acei oameni au făcut o infracțiune, da, trebuie să stabilești dacă infracțiunea s-a produs. Și dacă într-adevăr... Deci îmi spuneți ceea ce știu eu, vă pot spune doar atât, că nu este de competența lor. Că și-au trecut-o ei în zona lor de competență, e altă treabă. Aici nu vorbim de fapte de corupție, aici vorbim de alegeri și de număr de voturi care diferă. Domnul Roman, o secundă vă întreb să vă completez ca să înțeleagă totuși telespectatorii. Decizia procurorului de astăzi, care poate avea într-adevăr ca efect această numărătoare, chiar și într-o lună de zile, nu înseamnă că se anulează procesul electoral. Eu am glumit mai devreme și cred că înțeleg telespectatorii. Procurorul de la SIJ îl investighează, așa cum e normal, pe formula legislativă actuală, pe colegul său procuror care a fost președintele... Nu e normal, domnul Bucurat. Dumneavoastră sunteți un jurnalist cu mare experiență. Știți foarte bine că în legea de funcționare a SIJ spune foarte clar pe ce domenii de competență pot intra ei. Ori aici nu vorbim de fapte de corupție în rândul acelui judecător sau, mă rog, procuror sau așa mai departe, discutăm de alegeri și de numărarea unor buletine. Păi plângerea e formulată pe corupție, că ea spun că ăsta a fost un magistrat corupt care a favorizat uzeriștii. Asta spune PSD. Eu nu vă spun că e așa sau nu, eu vă spun cum arată. Acum fiecare decide. Suntem oameni serioși. Nu, aici s-a forțat nota, aici au găsit probabil un procuror dispus care să facă treaba asta și a făcut-o. Dar vă repet, pe lege o competență. Domnul Roman, ăsta era discursul PSD-știilor de acum 2-3 ani de zile. Pe venea Dragnea și zicea, păi niște cozi de topor din procuratură au fost dispuse la comanda lui Chiuvi și să-mi facă dosare penale. Da, apropo de asta, domnul Roman, sunteți de acord cu retorică. Domnul Roman, apropo de asta, sunteți de acord cu mine că dacă această numărătoare se făcea atunci, în zilele alea tulburi în care s-a isterizat și poporul, anumite televiziuni făceau, le deau un mesaj, altele altul, era nebunie. Dacă acest proces transparent de numărătoare se făcea atunci, nu mai existau nici cozi de topor, nici discuții după luni de zile, nici interpretări. Total de acord cu dumneavoastră și susțin
nu doar eu, și legea. Pentru că acolo, într-adevăr, au fost carențe grave. Acei oameni care au organizat alegerile la sectorul 1, în primul rând, nu trebuiau să permită accesul acolo a unor persoane neautorizate. Corect. Deci e foarte clar că acolo s-au făcut greșeli, dar vă repet, pe de-aia se renumără. Lucrurile astea sunt investigate de un procuror de la parchetul general, de unul de la SIJ, pentru numele lui Dumnezeu. SIJ anchetează și are atribuție pe lege până desfințat secția, apropo, este o promisiune electorală a dumneavoastră, până desfințat SIJ-ul pe lege, SIJ-ul este singura entitate care are atribuții să ancheteze orice faptă a unui magistrat, de la permise, de la băut la volan, până la infracțiuni pe legea electorală, abuz în serviciu și așa mai departe. Dacă așa e legea, desfințați SIJ-ul, treceți-o la DNA din nou, această secție și... Dați un telefon la Stelian Ion. Păi e colegul dumneavoastră, cred că mai degrabă vă răspunde dumneavoastră că este colegul dumneavoastră onor de guvernare. Apropo, când desfințați SIJ-ul, dacă tot discutăm de chestia asta fără precedent și aici vă dau dreptate, da? Practic, printr-un dosar penal, printr-o procedură, se renumără niște voturi printr-un proces electoral de mult trecut. Când desfințați SIJ-ul? Vă repet, această întrebare va trebui să o adresați domnului ministru al Justiției, domnul Stelian Ion, și eu am adresat o interpelare referitoare la activitatea parlamentară, în sensul că domnul ministru, în perioada în care era deputat, avea două proiecte de legi de desfințare a SIJ-ului și l-am întrebat dacă mai susține aceste proiecte ale deputatului de atunci, Stelian Ion. Doamna Carmen Avram, cum se vede această secție de la Bruxelles? Că au fost discuții grele pe acolo, opoziția, erați la putere atunci, opoziția de atunci, puterea de acum v-a atacat, v-a criticat, a fost o temă de atac politic extrem de intensă, inclusiv la Bruxelles. Da, eu nu știu exact ce li s-a spus celor de aici, de la Bruxelles, pe ce motiv, pe ce temei vor să desfințeze secția. Așa cum ați spus mai înainte, este singura secție care poate investiga un magistrat bănuit de orice fapt, nu numai de corupție. Deci, dacă noi nu avem niciun alt forum, niciun alt organism care poate investiga o suspiciune de corupție sau de orice altceva la un magistrat care are în mâinile lui viața unor oameni și care poate e supărat sau nervos sau părăsit de soție sau are alte simpatii politice și pur și simplu nu se poate stăpâni și face un dosar greșit sau dă un verdict greșit și aruncă în închisoare niște oameni. Nu-l investigează nimeni. Cine răspunde pentru toate faptele care s-au comis în această direcție și s-au dovedit pe traseu? Eu nu înțeleg. Eu vă întreb altceva. Ce se întâmplă, Carmen Avram, domnule Roman, Dan Bucura, ce se întâmplă dacă numărătoarea asta paralelă, aritmetic, arată că, nu știu, Dan Tudorache, l-am sunat și pe Tudorache, nu vrea să intervină fostul primar, ce se întâmplă dacă aritmetic iese, nu știu, că Tudorache are cu 500 de voturi în plus, că totul s-a jucat la 1000 și ceva de voturi toată povestea electorală. Ce se întâmplă mai departe cu instituțiile statului român, cu funcția în sine? Păi, hai să încep eu, Silviu, dacă tot ne întreb pe toți. Acum, dacă vrei părerea mea sinceră, eu nu cred că astăzi, când noi vorbim, toate buletinele de vot mai există fizic undeva. Știi că și de asta ai întrebat mai devreme, mi-a explicat procedural domnul Roman. Eu știu așa că în 30-60 de zile, dacă candidatul e validat, buletinele de vot se distrug fizic. Poate astea nu s-ar fi distrus toate că a venit procurorul și a zis, alt, opriți. Dar dacă nu mai ai buletinele fizic, Silviu, degeaba mai validezi și ce mai validezi? Și dacă nu mai ai un sac din toate. Da, procese verbale care nu o să bată cu numărul de voturi. Da. O să fie întreagă nebunie. Scurtă pauză comercială, discutăm despre bombele cu ceas din saloanele ATI COVID ale României. Se pot întâmpla tragedii în fiecare zi. Scurtă pauză și revenim.